ajuns aici pentru o întâmplare. De la medicul de familie m-a trimis aici la Brașov și mi-a băgat stenturi. Și nu m-am simțit bine și am făcut analize și toate procedurile care, când mă pricep că eu sunt mecanic. Și am fost și la Cluj, m-a trimis și am venit de acolo și le-au pus față în față și după aceea am ajuns la concluzia să-mi bagi un defibrilator. Am făcut și operația asta și tot oboseam. Oboseam, aveam o simptomă așa de tuse seacă. Și acum zic că dacă sunt de acord, dacă... L-am implantat unui domn care a trecut prin drama unui infarct miocardic acut, extins, care sigur că a beneficiat de tot ce poate beneficia în actualitate pacientul cu infarct miocardic acut, ne referim la stentare, ne referim la angioplastie, dar amprenta lăsată de infarctul acesta a dus inima dânsului spre o performanță cardiacă foarte limitată, adică a redus forța inimii la circa o cincime din forța unei inimi normale. Bineînțeles că domnul respectiv a beneficiat și de terapia medicamentoasă adecvată pentru insuficiența cardiacă. A primit în paralel și un defibrilator cardiac implantabil pentru a-l păzi de evoluția către moartea subită, dar în pofida tuturor acestor măsuri, de-a lungul anilor care au trecut de la infarctul miocardic, nu sunt mulți, din păcate, performanța inimii sale, ca și simptomele sale, nu au putut fi ameliorate sub nicio formă. Aici a venit și a intervenit, bazându-ne și pe ultimul ghid de insuficiență cardiacă din 2016, ghid european, aici a intervenit această metodă terapeutică absolut revoluționară în principiu, și anume este vorba de implantul unui nou aparat. De data aceasta, acest aparat a fost implantat pe partea dreaptă, pe partea stângă, pacientul având deja defibrilatorul cardiac, printr-o procedură similară, de altfel, cu implantul de defibrilator cardiac, aparat care are un rol cu totul deosebit, și anume prin stimuli electrici speciali pe care îi adresează inimii dânsului, a crescut forța de contracție a acestei inimi. Pentru pacienții cu insuficiență cardiacă, aflați într-o situație similară, având sau nu defibrilator cardiac, această metodă terapeutică se traduce prin două mari beneficii. Printr-o procedură simplă, pentru că este o procedură simplă, procedura de implant, simptomele pacienților pot fi ameliorate până la dispariție. Pe de altă parte, performanța cardiacă a pacienților poate să crească în mod absolut marcat. Implantul este relativ recent, dar acțiunea acestui aparat practic intră sau se face manifest de îndată ce aparatul a intrat în funcționare, adică imediat după implant, iar cel puțin din câte ne spune domnul Chelariu, starea sa de bine s-a ameliorat în mod evident. Familia îl vede într-o cu totul altă stare, în sensul bun al cuvântului. Așa că, din acest punct de vedere, cel puțin impactul pe simptomatologie este clar benefic, chiar dacă implantul a avut loc de 2 săptămâni, cred. Sigur că urmează să vedem în lunile și anii care urmează în ce măsură acest beneficiu poate să fie și mai mult crescut, dar în acest moment, în primele 2 săptămâni, evoluția este mai mult decât remarcabilă. Cât am probat, așa, am acolo o pantă de vreo 200 de metri, merg fără, că înainte făceam cam 3 opriri. Acum, bineînțeles că nu în pas vioi, așa, pas de plimbare. Aparatul ăsta, pentru prima dată, spre deosebire de stimulatoare și defibrilatoare, are o baterie care se reîncarcă, o reîncarcă pacientul, ca periuța de dinți electrică. El, odată pe săptămână, are un încărcător ca încărcătorul de telefon, cu o placă, n-are importanță, pe care și-o pune pe piele peste aparatul respectiv și stă cu încărcătorul la priză vreo 40 de minute. Așa încât își reîncarcă. Bine, bateria ține 20-25 de zile până când se descarcă, nu e nicio dramă dacă se descarcă, pur și simplu aparatul nu mai funcționează, dar marele avantaj este că această baterie este reîncărcabilă spre deosebire de stimulatoare și defibrilatoare, unde epuizarea bateriei înseamnă înlocuirea aparatului. Am fost foarte, foarte mulțumit de primire, de tratare, de... Da, chiar și domn doctor dădea telefon. Cum te simți? Cum merge? Cât? Și cum? Și cu cuvintele mele, cât mă pricep, eu, e bine. Și...